Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce e, domnul Zafiu? Ești neliniștit? Da, sunt neliniștit. Am văzut că sunt probleme în trafic. Ne vin americanii în ajutor. Nu trebuie să fii neliniștit. Da, ei intenționează să vină, dar nu reușesc să ajungă. Asta e problema. Ei vin. Ei și-au exprimat disponibilitatea să vină, chiar au trimis echipamentele. Da. Pe unde vin americanii, dacă e să vină? Pe Valea Oltului, săraci de ei. Păi, de ce au luat-o pe acolo? De ce nu au schimbat? De ce nu au luat-o pe la Sibiu, pe partea cealaltă, pe la Brașov? Pe autostradă, de ce? Treceau pe Făgăraș. Hai să explicăm despre ce este vorba. Îi orbea cupola de la biserica aia de acolo, din Făgăraș. Ce orbea, mă? Nu știi? Nu. Ia, dă un Google. Trebuie să explicăm puțin despre ce este vorba, că lumea nu știe despre ce vorbim. Trebuie să dăm știrea de câte ori ți-am explicat. Mai întâi dăm știrea și după aceea comunicăm. Tu, Luca, știi despre ce este vorba? Nu. Nu. Și iată, atunci îți explicăm noi. O coloană militară. El nu știe oricum jumate din ce se întâmplă. O coloană de transport, echipament militar american. Așa. Care venea din Germania. Sau de unde venea ea? De unde venea, din Germania? Cred că din Germania, nu știm. Păi cum, americanii nu vin din America, vin din Germania? Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN7, Râmnicu-Vâlcea-Sibiu, în zona localității Călinești, județul Vâlcea, un loc bine cunoscut, trei autoplatforme care fac parte dintr-un convoi american ce se deplasa către Sibiu au intrat în coliziune față-spate ca urmare a nepăstrării distanței de siguranță. De asta, nepăstrarea distanței de siguranță. Îți dai seama, a venit agentul. Băi, eu văd scena aia din California Dreaming, știi? Cu Armanda Sante. Uite că îmi scapă. Asta e gara mea. Înțelegi? Da, exact. Vine frumos agentul. Da, Răzvan. Da. Așa. Vine agentul și se uită acolo să facă constatarea. Amiabil aveți? Amiabil. Amiabil. Have amiabil. Dar oricum ăștia trebuie să facă niște cursuri de conducere defensivă la TTIA, oriclar. De România. Ăștia cu camionii. Da. Deci nu ați păstrat distanța. Care este, Răzvan Vasilescu, da. Mulțumesc, Laurențiu, mi-a trimis un amic. Da. Care este motivul pentru care s-au ciocnit? Pentru că nu a păstrat distanța de siguranță. Știi, alea sunt clasice. Băi, oricum mai mergi în țara asta, n-ai păstrat distanța de siguranță, asta e viața. Vă caut tot mai multe probleme că în trafic. Uite, chestia asta a mai fost aia cu elicopterul, tot în trafic. Cu elicopterul mai acum un an sau doi când a fost. Da, nu se descurcă deloc în traficul din România. Și sursa citată, adică Infotrafic, a precizat că sensul către Sibiu este restricționat, valorile de trafic fiind în creștere. Deci aia vorba aia, ei săraci, pe unde apucăm noi să ajungem la mare. Ei venind de unde veneau ei, dinspre Sibiu, dincolo. Bun, să mergem. Putem pe Valea Oltului sau prindem o bucată de autostradă. Sau pe la Comarnic. La Comarnic am auzit că e nasol, eu trece de pieton nasol. Auzi, stai puțin, până la... Ești la fi cu armata. Eu nu pot să traverseze țara, mă, băiatule, înțelegi? Deci vin americanii să ne ajute. Avem o trecere de pieton la Comarnic, nu putem acolo, e nenorocit. E ca la Uituz. Trebuie să apucăm pe altul, de pe unde? Hai pe Valea Oltului, poate avem noroc. Așa, ca tot românul, mă. Ca tot român. Zice, voi să spui. Mă întrebam dacă au ajuns pe centura capitalei, că și aici pe centură. Chiar, ori fi trecut săracii pe centură, oare mai sunt pe centură? Oare unde ori fi la ora asta? Blocați în sensurile alea giratorii de la... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.